Stocurile de anestezice sunt aproape epuizate, drept urmare, operațiile pacienților care suferă de boli cronice sunt amânate pe o perioadă nedeterminată. Nu sunt medicamente și foarte bolnavi aiurea de la un medic la altul, asta vă spun din start. Abar nu am, asta ne cerem la Dumnezeu să ne ajute. Asta, dacă nu ne ajută medicamentele, ce facem? Murim! Dacă n-ai bani, poți să mergi la doctor că ești ca și mort. Este o treabă temporară, lucrez în sistem, atâta vă pot spune. Criza a apărut după ce principalul furnizor de medicamente s-a retras de pe piață. În prezent, Spitalul Clujean dispune de un procent de doar 7% din necesarul de anestezice. Ultima livrare care s-a făcut de miorelaxante a fost de 70 de flacoane față de 1000 cât era necesarul pe o lună. Am făcut demersul de a anunța Direcția de Sănătate Publică și de a lua legătura cu furnizorii de astfel de medicamente. Ni s-a răspuns că undeva în cursul lunii iulie se va suplimenta doza de miorelaxante. Criza medicamentelor ar putea să sfârșească mai devreme, însă după ce mai multe farmacii au anunțat că vor livra anestezice către spitale.